v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Dana Pancu și vă prezint jurnalul Știi TV. Proiectul Târgu Mureș, Capitala Europeană a Culturii, primește susținere de peste Prut. Directorul Poliției Locale Târgu Mureș, Valentin Bretfelean, a declarat că în urma vizitei pe care a avut-o în Republica Moldova, primarul Chișinăului a semnat un acord de colaborare cu municipalitatea în acest sens. Obținerea titlului de Capitală Europeană a Culturii este un subiect intens dezbătut, dar și un pas important pentru municipiul Târgu Mureș în vederea evidențierii tradiției autohtone la nivel european. Oraș înfrățit cu Târgu Mureșul, Chișinăul și-a manifestat susținerea pentru obținerea acestui titlu. După ce anterior am mai avut o vizită la Chișinău, în care s-au discutat în linii mari un acord între municipiul Târgu Mureș și municipiul Chișinău privind susținerea proiectului de târg, cu privire la Târgu Mureș, Capitală Culturală Europeană. De această dată, primarul general al municipiului Chișinău, domnul Dorin Chirtoacă, a semnat protocolul și pentru noi nu poate constitui decât o bucurie foarte mare. Valentin Bretfelean spune că acordul de colaborare încheiat între municipiul nostru și capitala Republicii Moldova reprezintă o modalitate de apropiere față de românii de dincolo de Prut. La activitățile culturale, artistice și sportive organizate în orașul nostru vor participa și reprezentanți ai acestor domenii din Moldova. La Chișinău, din păcate, am găsit o stare tensionată, două tabere de corturi în centrul municipiului, de altfel și locația în care se serba de regulă acest moment, hramul Chișinăului, a fost mutată. Protestatarii rusofoni, anti-europeni, și-au permis să aducă o formație pe care au plătit-o cu 120.000 de euro pe oră. E clar că sunt finanțați din afara Moldovei, e clar că sunt forțe care doresc destabilizarea Moldovei și întoarcerea ei de la drumul european, lucru care poate avea repercusiuni grave asupra democrației din această țară. Mai mult, Bretfelean spune că în Vaidacuta, locul preconizat a fi sat alegoric, va exista și un spațiu dedicat culturii reprezentative a Republicii Moldova. În prezent, situația politică și socială a Republicii este tensionată, purtându-se intense dezbateri între politicienii pro-ruși și cei pro-europeni. În intervalul 12-14 noiembrie, deja avem o acțiune comună cu frații noștri de peste Prut din Chișinău. La Târgu Mureș va avea loc o competiție sportivă la care sunt invitate să participe echipe din Moldova, respectiv de la Chișinău, din Ungaria, și în acest context vom putea să discutăm și alte aspecte de detaliu, cei care vor face parte de această echipă fiind angajați ai municipalității. Cu toate acestea, Chișinăul susține potențialul cultural al municipiului Târgu Mureș pentru obținerea titlului de capitală a culturii în fața Europei. Un nou proiect de lege urmează să fie încununat cu succes. Senatul a votat ieri reducerea vârstei standard de pensionare pentru femeile care au născut 3 copii până în 1990. Textul legislativ a fost adoptat cu 120 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 2 abțineri. Potrivit proiectului de lege pentru modificarea și completarea legii privind sistemul unitar de pensii publice, femeile care au realizat stagiul complet de cotizare și care au născut cel puțin 3 copii până în ianuarie 1990 pot să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare cu 1 an dacă au 3 copii și cu 2 ani dacă au adus pe lume 4 sau mai mulți copii. Însă, de ce era necesară această modificare? Pentru că femeile care au născut copii înainte de 1990 nu aveau concediu pentru creșterea copilului. Existau doar 120 de zile, se numea concediu medical prenatal și postnatal, practic pentru mamă. Pentru creșterea copilului nu exista acest concediu de creștere a copilului. De aceea legea va fi corectată, pentru că de fapt este vorba de o corecție în folosul mamelor care au născut înainte de 1990. Vârsta de pensionare redusă pentru mamele care au născut 3 sau mai mulți copii până în 1990 nu poate fi mai mică de 55 de ani. Reducerea vârstei standard de pensionare potrivit articolului nou introdus nu poate fi cumulată cu altă reducere prevăzută în legea privind sistemul unitar de pensii publice sau de legile speciale. Numărul înmatriculărilor auto la nivelul județului Mureș este în creștere comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Care sunt mai exact cifrele regăsite în statistica serviciului înmatriculări auto Mureș, aflați în minutele următoare. La nivel național s-a constatat o creștere cu aproximativ 10% a numărului de autovehicule înmatriculate în acest an. Numărul de șoferi care dețin autoturisme a cunoscut o creștere și la nivelul județului Mureș.
În parcul auto al județului Mureș, la data de 30 septembrie 2015, erau înmatriculate un număr de 166.616 vehicule, fiind în creștere cu 5,55% față de aceeași perioadă anului 2014, asta însemnând undeva la 8.768 de unități în plus. Ce vă mai pot spune? Că suntem pe creștere la toți indicatorii privind înmatricularea autovehiculelor. Astfel că au apărut modificări în comparație cu anul trecut și în ceea ce privește autorizarea provizorie a autovehiculelor, aceasta înregistrând o creștere cu aproximativ 12,69%, iar adierile cu 2,59%. În ceea ce privește înmatriculările permanente, numărul acestora a crescut cu 7,85%. Informațiile cu privire la actele necesare oricărei proceduri de înmatriculare sau radiere a autovehiculelor se găsesc pe site-ul www.prefectura-mse.ro, la secțiunea înmatricularea vehiculelor. Centrul de implant cochlear din Târgu Mureș a realizat primul implant cochlear bilateral la un copil de 10 luni și Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator patrimoniu. Toate acestea, dar și alte informații, știrile pe scurt. Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș organizează concurs în data de 16 noiembrie 2015 pentru ocuparea unui post de administrator patrimoniu pe perioadă nedeterminată la compartimentul de informare și relații publice, două posturi de secretar pe perioadă nedeterminată la Secretariatul General al Universității și un post de îngrijitor pe perioadă nedeterminată la Serviciul Social Administrativ Piscina. Condițiile de ocupare a posturilor pentru administrator patrimoniu, studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență, fără vechime, cunoștință de limbă engleză, cunoștință de operare PC. Pentru secretar, studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență, vechime de 2 ani, cunoștință de limbă engleză și operare PC. Pentru îngrijitor, minim 8 clase fără vechime. Dosarele se depun la biroul personal până la data de 28 octombrie 2015. Ungarii au realizat luni la Clinica Aurelea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș un implant cochlear bilateral unui sugar de doar 10 luni, o operație în premieră în țara noastră pentru un copil cu o vârstă atât de mică. Potrivit unui comunicat de presă, echipa de medici a fost condusă de dr. Adriana Neagoș, medic primar Aurele, profesor Laszlo Rovo de la Clinica Aurele Szeged, Ungaria și de către membrii echipei Clinicii Aurele Târgu Mureș. Centrul de implant cochlear din Târgu Mureș a realizat primul implant cochlear bilateral la un copil de 10 luni, care este și cel mai mic copil din țară ce a fost supus unei astfel de proceduri. Este o intervenție în premieră pentru Centrul de Implant Coclear din Târgu Mureș. Implantarea timpurie ajută mult la integrarea în societate și educația normală la grădiniță, școală și facultate, copilul surd având șanse egale cu copiii fără probleme de auz. Premiera spectacolului Visul unei nopți de vară de William Shakespeare va avea loc azi, 20 octombrie 2015, ora 19, la Sala Mare a Teatrului Național Târgu Mureș. Visul unei nopți de vară, conform originalului din engleză, A Midsummer Night's Dream, este o comedie romantică a marelui dramaturg englez William Shakespeare, scrisă cândva în mijlocul anilor 1590. Acțiunea prezintă aventurile a patru iubiți din Atena și a unui grup de actori amatori într-o pădure luminată feeric de lună și relațiile care se creează între personajele umane și spiritușii care locuiesc în pădure. La compania Liviu Rebreanu a Teatrului Național Târgu Mureș, misiunea de a pune în scenă Visul unei nopți de vară îi revine regizorului Vlad Masaci, care este însoțit de Andu Dumitrescu, acesta semnând scenografia, conceptul video, ilustrația muzicală și light design-ul spectacolului. Cea de-a doua reprezentație cu Visul unei nopți de vară va avea loc miercuri, 21 octombrie 2015, de la ora 19 la Sala Mare. Una dintre cele mai întâlnite modalități a traficului de persoane este exploatarea prin muncă. Pentru a preveni și combate acest fenomen antisocial, Centrul Regional Târgu Mureș, din cadrul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, a demarat o campanie de informare în rândul viitorilor absolvenți ai instituțiilor de învățământ liceal, în parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș. La început totul părea în ordine. M-au luat cu mașina și m-au dus într-un loc despre care nu știam nimic. Mi-au luat actele și telefonul. Sunt sechestrat într-o baracă, unde mâncam și dormeam ca un animal. Munceam 12 ore pe zi și eram bătut și amenințat pe mine. După 8 luni, m-am aruncat pe stradă fără acte și fără bani. Cum a fost posibil? Nu m-am informat.
A munci este un drept. A exploata munca este o infracțiune. Împreună putem lupta împotriva traficului de persoane. Campania Fi informat și nu vei fi exploatat aduce în mijlocul elevilor mureșeni, specialiști din domeniul prevenirii traficului de persoane și ocuparea forței de muncă. Aceștia vor expune atât riscurile la care se supun tinerii care optează pentru un loc de muncă în străinătate fără a se informa cu privire la situația legală a posibilelor firme angajatoare, cât și mărturii reale ale victimelor acestor forme de abuz. Problema este că nu sunt informați și nu fac demersurile corecte pentru identificarea unui loc de muncă. Suntem asaltați în mass media, în ziare, în cercul de cunoștințe, de tot felul de oferte. Problema este că aceste oferte să fie totuși trecute printr-un filtru rațional, corect și verificate la instituțiile abilitate, gen Inspectorat Teritorial de Muncă, AJOFM, unde există o listă cu toți operatorii care sunt în căutare de personal, unde sunt postate ofertele corecte și putem vedea și ce condiții trebuie să îndeplinim pentru ca noi să lucrăm într-un domeniu. Lipsa de informare în căutarea unui loc de muncă este principalul factor ce determină existența acestor cazuri de trafic de persoane, astfel că naivitatea tinerilor și dorința acestora de a avea un loc de muncă bine plătit îi transformă de cele mai multe ori în victime ale traficanților. Această idee s-a născut în urma ședințelor pe care le avem în cadrul prefecturii și ne dorim ca mesajul nostru de a fi informat și nu vei fi exploatat, titlul și planul nostru de campanie, să ajungă la cât mai mulți tineri pe care dorim să-i informăm cu privire la modalitățile prin care aceștia pot pleca sau aleg să plece în afară, să lucreze, în baza unui contract sau a unei relații care să evidențieze munca lor acolo. Campania se va desfășura în mai multe unități de învățământ din județ. Inițiatorii acestui proiect își propun ca tinerii să conștientizeze importanța informării pentru a evita situațiile de risc în care pot fi puși din naivitate sau din dorința unei independențe financiare. Chiar dacă pare greu de crezut, și copiii trăiesc experiența stresului. Acesta poate avea cauze diverse. Integrarea în colectivitate și puterea de adaptabilitate în funcție de activitățile întreprinse, ușurința de a lega noi prietenii, precum și păstrarea vechilor prieteni, sunt câteva din situațiile care ar trebui să atragă atenția părinților, dar și a pedagogilor. Atunci când un copil pare trist, nu înseamnă neapărat că se află într-o stare de depresie. Mulți adulți consideră copilăria ca fiind o perioadă lipsită de responsabilități și de griji în același timp. Cu toate acestea, anxietatea este cea mai răspândită problemă a copiilor de toate vârstele, indiferent de gen, statut social sau de nivelul inteligenței. Ne dăm seama despre un copil că este stresat sau depresiv în momentul când el refuză să se implice într-o activitate care pentru el a fost anterior plăcută. Pentru cei care intră prima dată în grădiniță, într-adevăr este o perioadă de adaptare și care poate constitui un factor stresant pentru ei. În ce sens? Copilul obișnuit în familie, cu mama și cu tata, vine într-o nouă colectivitate unde întâlnește doar persoane noi care nu sunt mai puțin cunoscute. Expresia clinică a depresiei la copii variază în funcție de vârstă și maturizarea cognitiv-afectivă a copilului. Cu toate acestea, când tristețea devine destul de deranjantă încât să interfereze cu activitățile sociale normale, interesele, școală, viață de familie, acest lucru poate fi un indicator al depresiei. Un copil poate fi depresiv chiar dacă este vesel, dar ascunde, el trăiește foarte mult interior. Se consumă foarte mult interior și desigur că sunt afectate și relațiile cu familia și activitățile de joacă. Este important ca să găsim momente cu acel copil, să-l identificăm și să găsim momente cu el chiar și când mănâncă. Dacă copilul încearcă să spună ceva despre grădiniță, despre cum se simte el, să-l lăsăm să spună atunci. De cele mai multe ori, discuțiile prelungite, sincere și constante vor duce la identificarea surselor de stres și la ameliorarea acestuia. Dar alte ori este nevoie de ajutorul unei persoane specializate. Apelează la un psiholog pregătit să lucreze cu copiii. El va ști să identifice problemele și să dezvolte strategii bune pentru rezolvarea problemelor de stres. De-a lungul istoriei, câinele a fost considerat cel mai bun prieten al omului. Pisica era venerată în Egipt și caii erau apreciați drept animale nobile. Așadar, animalele împart cu noi privilegiul de a avea suflet. Asta a fost premisa de la care a plecat expoziția de pictură, înfățișând animale dragi sufletului omului, găzduită seara trecută de Castelul Cunoașterii din orașul nostru. Vreau să merg la curtea voastră. Vreau să merg la împărat. Voi m-ați rănit.
și au pășit seara trecută într-un loc de bazm, pe un tărâm al cunoașterii animăluțelor, unde au avut ocazia de a-și expune picturile înfățișând animalele dragi sufletului lor. Ce desen ai pictat tu pentru asta? Leu. De ce ai ales leu? Fiindcă îmi place. Ai o pisică, un câine acasă? Am trei câini și o pisică. Și iubești? Ai un animăluț acasă? Da. Iepure. Și ce faci cu el? Îl îngrijești? Ai grijă? Păi mă joc cu el, îi dau de mâncare, îl îngrijesc. Iubești? Da. Am bufniță. De ce ai ales o bufniță? Pentru că îmi plac bufnițele. Doamna Teodora ne-a primit cu o căldură de nedescris, iar dorința de a organiza un astfel de eveniment a venit din iubirea și dăruirea pentru aceste ființe atât de dragi omului. Evenimentul s-a adresat atât copiilor cât și adulților. Toată lumea este iubitoare de animale și este un subiect amplu în care fiecare are un cuvânt de spus, de desenat, de pictat, de fiecare se exprimă în acest sens într-un fel, ori prin muzică. Și aici, la Castelul Cunoașterii, ne-am manifestat din plin. Samoezii sunt câinii mei preferați și trebuia și eu să mă exprim și de aceea am pictat câinele favorit. Oamenii care au câini spun adeseori că prietenilor patrupezi înțeleg perfect starea lor de dispoziție. Pentru maestrul mureșan, primului câine a fost și primul colindător într-o seară de Crăciun, acum 20 de ani, iar acest necuvântător a fost un medicament pentru soția sa, care suferea de o boală foarte gravă. Atâta cât a trăit, soția mea, suferind de o boală urâtă care se cheamă colagenoză, câinele simțea unde o doare și se așeza acolo și în 25-30 de minute îi trecea soției durerea. Acum că era, nu știu, efectul placebo, că era, nici nu are importanță. Important este că acele dureri care nu treceau cu niciun medicament, treceau când acel câine se așeza în locul respectiv. Este deja știut faptul că animalele ridică moralul stăpânului său și cu toate că sunt necuvântătoare, de multe ori din privirea lor se înțelege mai mult decât pot spune 1000 de cuvinte. Animalele noi nu le înțelegem sau nu ne acordăm suficient timp sau nu le acordăm lor suficient timp ca să se facă înțeleși. Ne dăruiesc mai mult decât putem noi vreodată să dăruim. Dragoste cu nemiluita, o iubire necondiționată. Pentru ce? Pentru o bucățică de pâine și pentru o cană de apă și își dau sufletul lor și ne fac fericiți. Relația dintre copii și animalele de casă aduce multe beneficii ambelor părți, stabilind o relație de prietenie și iubire necondiționată între animal și micuțul lui stăpân. Festivalul concurs Mureș Dorurile Tale, ajuns la cea de-a treia ediție, se pregătește să aducă în fața publicului tinere talente ale muzicii populare. Acesta se va desfășura pe parcursul a două zile. În 22 octombrie va avea loc concursul, iar în data de 23 octombrie va fi gala laureaților. Gazda festivalului este Casa de Cultură Municipală Eugen Icoară, iar de la eveniment nu va lipsi câștigătoarea celei de-a doua ediții, Cristina Fărcaș. Fiind un festival județean, organizatorii și-au dorit inițial ca acesta să fie organizat în diferite orașe din județ. Însă, datorită succesului pe care l-a avut anul trecut la Reghin, organizatorii au păstrat aceeași locație. Avem Casa de Cultură care oferă condiții deosebite, este orchestra care asigură acompaniamentul și, bineînțeles, implicarea noastră și a primăriei municipiului Reghin în organizare. Alături de principalii organizatori care sunt Centrul de Creație Județean, Centrul de Creație și Consiliul Județean Mureș. Pe lângă concurenți, în prima zi a festivalului vor urca pe scenă și artiști cunoscuți, precum Maria Butilă, Ioan Cristian Țăran, Alexia Aștelian și Cosmin Cotârlă. Probabil se va relua sub o altă formă festivalul care a debutat la Reghin cu mulți ani în urmă, Flori de pe Mureș, și dacă toate vor decurge așa cum trebuie, noi sperăm ca din anul următor sau în anii următori să devină un festival național. În ultima zi a festivalului, la gala laureaților, Mihaela și Ciprian Istrate, Cornelia și Lupu Rednic vor încânta publicul cu acordurile muzicii populare. Festivalul concurs va începe la ora 17, iar intrarea va fi liberă.
Vremea de afară ne dă semnale că intrăm în sezonul rece, ne îndreptăm către o perioadă încărcată, atât la muncă, dar și acasă, iar planurile pentru sărbătorile de iarnă încep să fie conturate. Anul acesta, agențiile de turism au pregătit deja oferte din cele mai variate pentru târgu mureșenii care vor să petreacă Crăciunul atât în țară, dar și în străinătate. Ofertele sunt pentru toate buzunarele și gusturile, turiștii putând alege o stațiune montană sau un oraș pitoresc unde este organizat un târg de Crăciun. Cei mai mulți târgumureșeni aleg să petreacă alături de familie. În țară, cererea pentru programele din România fiind cu 20% mai mare decât pentru alte destinații. Pachetele turistice în Maramureș, Bucovina, Apuseni, Valea Prahovei sau Brașov sunt cele mai solicitate în această perioadă. Bineînțeles, la noi în țară tarifele sunt puțin mai scăzute, dar mult mai avantajoase. Spre exemplu, un pachet de Crăciun în Maramureș pentru o persoană pe 3 nopți cu tăierea porcului îmbrăcat în costum popular, tradiții specifice, undeva la 600 de lei de persoană per sejur. Nu ratați târgurile de Crăciun din Viena și Budapesta pentru a vă bucura de o atmosferă de bază. Avem și alte variante și în străinătate, cum spuneam, stațiuni renumite de schi, Bulgaria, Bansko, Boroveț, Pamporovo sau Austria, Caprun, Zelamsei, unde tarifele pleacă de la 15-17 euro de persoană pe noapte. Pachetele cu ski pass inclus ajung la 300 de euro pe persoană cu mic dejun inclus. O ofertă în Austria, în zona Caprun, la o pensiune de 3 stele cu mic dejun inclus pe 7 nopți, va scoate din buzunarele târgumureșenilor 270-300 de euro pe persoană. Așadar, dacă doriți să prindeți aceste oferte accesibile, ar trebui să vă grăbiți, pentru că la unele agenții de turism, perioada de early booking ține până la jumătatea lunii octombrie. Proiectul Pe tărâmul poveștilor al voluntarilor de la Liceul Tehnologic Lucian Blaga din Reghin a ajuns la încă o grădiniță. În grupa fluturașilor, micuții au avut parte de noi povești care au ca scop dezvoltarea interesului pentru citit, oferindu-le copiilor o mică călătorie prin lumea magică a cuvintelor. Echipa de voluntari The Believers s-a înscris în acest proiect ambițios pentru a-i ajuta pe cei mici să descopere mai ușor lumea poveștilor, unde personajele sunt fascinante. Însă copiii consideră că și căminul lor este o lume de poveste. Care e povestea ta preferată? E poveste preferată? Da. Care e? Acasă, acolo, la strada Buzăului. Acolo e povestea ta? Și ce se întâmplă în povestea ta? Eu acolo mă joc cu jucării. Ce-a ta preferată? Albă ca zăpada. De ce? Pentru că are niște animăluțe foarte frumoase. Lumea minunată a copiilor reușește să expună poveștile într-un mod cu totul aparte. Ai o poveste preferată? Da. Care îți place? Mutanul încălțat. De ce? Pentru că e încălțat. Aceste activități dedicate preșcolarilor îi ajută în dezvoltarea relaționării sociale, a abilităților grafice, dar și în dezvoltarea simțului estetic. Noi, ca și parteneri în acest proiect, considerăm că acest proiect are multiple beneficii educative, fapt pentru care le mulțumim și oricând îi așteptăm cu drag la noi în grădiniță. Activitățile voluntarilor vor continua și în alte grădinițe din municipiul Reghin. Atât pentru astăzi. Dacă aveți informații ce pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrea@știtv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea Știtv. O zi frumoasă în continuare. La revedere!